Inginerii deștepți nu mai stă în România. Da. Ce să caute în România? Nu, au dus și mai un pic așa șoseaua, știi? Acum sunt ingineri de aia făcuți cu la facultăți de-astea, diplomele, fabrici de diplome, cum să spun. Aici e mai răcoare, nu? Cu erau 12. Reabilitare rovinari Petroșani. Ia uite ăștia. Caiace. Da, da, pe ăștia pe stânga. Să pregătesc cu caiacele. Asta știi cine e? Nu. Era la Dani Oțel? Da. Hai, lasă. Da, vedea că erau, ce costume aveau, uite și câți bani un costum de ăla. Să facă rafting, cum să numesc? Se dădea pe râu aici cu barca aia mică. Ăștia sunt sporturi extreme. Gen gafiță. Dar trebuie să ai bani pentru sporturi de-astea. Bani pentru ce erau oare. Da, totuși trebuie bani. Ai bani? Ia uite ce fac ăștia aici. A dat drumul 1 decembrie, Nicolae Tecu. Ca și la noi acolo. Au început un nou de atunci. Dar militar drumul taberei. Drumul taberei acolo, l-a distrus pe ăla. Le-a pus să faci un pod și îl termin în 10 ani în amărât de mult. Oh, cine știe ce chestie, super sofisticat. Tehnologia de acum? Da?